la doar câteva zile după ce a fost inaugurat metroul din drumul Taberei, un alt proiect de infrastructură care părea că nu se mai termină vreodată, va fi deschis circulației mâine. Este vorba despre pasajul Ciurel din vestul capitalei, care își propune să rezolve problema aglomerației din zona Militari. Mai mult de 13 ani au avut de așteptat bucureștenii și, din păcate, a fost finalizată doar o mică parte din proiect. Cândva pasajul ar trebui să ducă până la autostrada spre Pitești. Ce pot să zic, că merge doar până un pic mai încolo. Zero barat. Nu se termină nicăieri și nici nu începe de undeva. De mâine dimineață, de la ora 7, șoferii vor putea circula pe noul pasaj Ciurel. Cu o lungime de aproximativ un kilometru, construcția conține 3 poduri și face legătura între centru și două zone extrem de aglomerate, Militari și Crângași. Poate scăpăm de aglomerația asta. Ce e pe sensul celălalt? Nu o să ajungem în autostradă pe el prea ușor. Spre centura capitalei și mai apoi spre autostrada București-Pitești trebuie de altfel să ducă podul, conform proiectului. Doar că momentan se oprește într-un morman de moloz. Pe partea cealaltă, pentru șoferii care vor veni cândva de pe A1, aici au fost montate deja indicatoare. Și cum ar putea cineva de aici să plece cu mașina? Vă las pe dumneavoastră să de stadiu fizic. Fizic nu se poate ajunge. Din câte știu eu, trebuie aici să fie făcut un sens giratoriu. Așadar, nodul Ciurel este doar o primă etapă care a durat însă mai mult de 13 ani, marcați de scandaluri în instanță și pierderi de aproape 10 milioane de euro. În 2014 a fost emisă altă autorizație, dar lucrările au fost din nou întârziate și de probleme tehnice. După alți 6 ani și 240 de milioane de lei, nodul este în sfârșit gata. În acest moment avem din tot proiectul doar un capăt. De această investiție, până când o să vedem continuarea, o să beneficieze un număr foarte restrâns de bucureșteni, iar această investiție are sens doar în contextul continuării până în centură și mai departe în A1. Știm și noi foarte bine că urmează, că este doar un prim pas pentru fluidizarea traficului din această zonă. Contractul este semnat cu această asociere, proiectare și execuție până la autostrada A1. Nu doar cu această etapă, nu mai așteptăm contestații, achiziții de servicii de proiectare sau de lucrări. Imediat după ce le-am emis ordin de începerea lucrărilor, constructorul are la dispoziție 2 ani să ajungă până la a doua etapă, până la centura capitalei. Noi ne dorim ca în următorii 4 ani să inaugurăm nodul Virtuții, să ne inaugurăm tot proiectul străpungere spre Independenței până la autostrada 1. Pentru asta, întâi trebuie despăgubiți proprietarii a 20 de construcții de pe traseu. Unul refăcut și aprobat de Consiliul General, pentru că în toți acești ani s-a construit masiv în zonă și ar fi trebuit demolate peste 200 de imobile, conform proiectului inițial. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.